Weekend plin de evenimente cultural-artistice în municipiul Hunedoara, când se vor sărbători zilele orașului de pe malul Cernei. De vineri 26 iulie și până duminică la miezul nopții, în piața Regele Ferdinand I, din fața Casei de Cultură, și în zona pietonală Corvin, spectacole, concerte, recitaluri ale mai multor trupe și artiști locali, dar și soliști consacrați invitați pe gustul tuturor vârstelor. De la Horia Brenciu, la Pragul de Sus, WhatsApp, The Motans sau Saragoza Band și Francesco Napoli. Nu vor lipsi momentele folclorice, parada portului popular, gala de excelență în care vor fi premiați hunedorenii de succes, iar vineri principalele puncte de atracție din oraș, Muzeul Castelul Corvinilor și Grădina Zoologică, vor avea porțile deschise pentru toți cei care doresc să le treacă pragul. În acest an, zilele municipiului Hunedoara se vor încheia duminică seara la miezul nopții cu un spectacol de drone. Vă așteptăm vineri, sâmbătă și duminică în piața Regele Ferdinand I și în zona pietonală Corvin pentru 3 seri cu spectacole adaptate tuturor preferințelor, au transmis reprezentanții primăriei Hunedoara.